الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إسلامول. Islamul și-a reînceputul la Mecca în secolul al VII-lea erei noastre, atunci când un tânăr comerciant de mirodenii pe numele său Mahomed a început să-și facă gânduri despre consecințele dorinței de îmbogățire. Retegându-se într-o peșteră de pe muntele Hira, în afara orașului pentru a medita, Mahomed a avut o viziune puternică care i-a revelat vrerea absolută a lui Dumnezeu, pe care a scris-o apoi în Coran. Coborând de pe munte, Mahomed a început să predice mesajul său de a se renunța la fuga după profit și de a-L accepta pe Allah, singurul Dumnezeu. Mesajul lui Mahomed s-a răspândit extrem de repede printre săracii și nepăstuiții lumea arabe și în 20 de ani, Islam nu era doar o religie importantă, dar și o armată cuceritoare care s-a întins în tot Orientul Mijlociu, Africa de Nord și India cu o forță uimitoare. Suno Ramzan ki dastaan ko suno rehmaton ka bayan hai bayan ko suno rehmaton ka bayan hai bayan ko suno लड़का था एक शहर में जो हुस्न बेमिसाल कम सिन था जिसकी उम्र थी समझो के 7 साल रमजान के जो चांद पे उसकी नजर पड़ी उसके भी दिल में रोज़ की एक आरज़ू जगी रोजा रखूंगा मैं भी ये माँ बाप से कहा सहरी करूंगा मैं भी जगा देना तुम जरा सुनो रमजान की दास्तां În India, musulmanii sunt o minoritate, dar o minoritate substanțială. Aici trăiesc circa 120 de milioane de musulmani, mai mulți decât în oricare altă țară, cu excepția Indoneziei. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا सुनो रमजान की दास्तां को सुनो रहमतों का बयां है बयां को सुनो रहमतों का बयां है बयां को सुनो लड़का था एक शहर में जो हुस्न बेमिसाल कम सिन था जिसकी उम्र थी समझो के 7 साल रमजान के जो चांद पे उसकी नजर पड़ी उसके भी दिल में रोज की एक आरजू जगी रोजा रखूंगा मैं भी ये माँ बाप से कहा सहरी करूंगा मैं भी जगा देना तुम जरा सुनो रमजान की दास्तां को सुनो रहमतों का बयां है बयां को सुनो रहमतों का बयां है बयां को सुनो